Du-te și vorbește cu el tu, nu trebuie să mă sună pe mine. Nu am nevoie, eu am nevoie. Eu te-am prevenit să nu fii șmecher, că nu ți-am spus că ești. E diferență.
Eu ți-am spus să nu fii și mai chiar. Nu ți-am spus că ești. Sincer. Deci hai să facem analiza pe care ești. Thank you.
Alo.
ai vreo 50 de lei. Acadia mea.
Interesează Slavia Praga, pentru mine mă interesează Belgia sau Italia. Eu am o fătă din Belgia și din Italia pe Praga. Pentru că ce se întâmplă Slavia Praga când am... Frate, o să apri adevărul în față, adică acolo o să aflăm adevărul în cupăl sau altul. Și alții lucrau, gen Ioncar, știi foarte bine că alții lucrau în care eu te-am spus atenție mare, că Ioncar m-a fost la Hagi la Cruz și eu am mai zis că el vrea să ducă pe el. Niciodată mai știu cine vorbea în spatele tău, ți se poate întâmpla lucrul ăsta așa acum. Dacă tu omul tău din club nu știe cine poate să fie în spatele acestor oameni, foarte greu de aflat. Acolo numai președintele, pentru că cineva ne-a dat mandat, nu? Din club. Documentul e de la Crăzodat, să înțeleg. Bun, dă ce-ai mai tot! Eu șmecheria o aflu, eu te ferim pe tine, că eu dacă aflu șmecheria, după aia pot să-ți vorbim șmecheria. Dar atâta timp cât eu nu mi-ai făcut o mată că e șmecher. Mor eu dacă am făcut că e șmecher, pot să-ți spun după aia. Dar eu atâta timp nu sunt pe coloană. Bineînțeles. Dar întâi... Noi va trebui să vin, că noi l-am lăsat cu trei, nu l-am lăsat cu rândul să joace la Crăzodat. Văd că acolo se joacă cu trei șanii de făcut, iar rândul lui el nu mai se transferă la oameni. Nu se mai trebuie. Nu pune regisorul Braca, el se joace pentru Crăzodat. Bine? Asta e. Va fi un scandal mare, spun eu. Pentru că el trebuie să-l trezim la realitate. Eu vorbesc cu oameni federali, din federație, în ce așteptăm alegerile, în ce se cuiește în culoare. El are în cap numai pește, numai cluburi, numai... Păi de asta nu știu acum la față. Se gândește la alte cluburi. Dacă... Ah,
stai de vorbă, deci eu săptămâna viitoare să plec. Acolo aranjamentele astea ne vom afla și ce va fi și noi cercuri să ne vedem. Noi discutăm cu patronul și vom afla de vorbă. Vom afla de vorbă. Bine, la mine. Frate, hai să spun ceva, tu nu ești străin pe locul ăsta, Anatolii. Yeah.
Thank you.
Guardiola, așa Exact, 8 și ceva, cred că la 7 plec de aici. Pe cred, pe cred, frate. Da, așa, din mine, să trimi la baba la comandă. Da, spune, spune și la patronul. Eu că sunt aproape de treaba, vă spun, eu doar îmi iau un costum de faina pe mine și am. Uite, eu, da, frate, eu n-am o ioasă. Thank you.
Thank you.
Oh,
Nu știu pe mine ce să dai 10% de gazdă. 10% de gazdă. Rezultă. Băi, sunt pam pam pone. Thank you.
Ce faci, mă? Uite-mă la stăpânt. Eu la strana. Nu-l face. Acolo, măi. Manifeste aici. Thank you.
pe gura lor. Thank you.
Yes, yes, yes!
Nu uitați să dați like, să lăsați un comentariu și să distribuiți acest material video pe alte rețele sociale.
Thank you.
să vă de entusiasmat.
Vamos,
Thank you.